Bună, prieteni! Bine v-am găsit într-o nouă zi a săptămânii. Sper că pe la voi totul este ok. Și pe aici. Este ok. Cu excepția faptului că virusul ne ține acasă. Tot în pandemie trăim. O parte bine că așa mai avem și noi timp de câte una alta. Bine, mă refer la artă. Încă mai lucrez la el. Și nu-i gata deloc. Nu va fi gata în curând. Eu când fac un lucru, vreau să fie așa cum trebuie. Ori facem artă, ori ne jucăm. Știți care era treaba? Eu astăzi vroisem să fiu, să dau gata pictura asta, autoportretul ăsta, pentru a mă putea înscrie astăzi, adică la ora 12, a fost deja, s-a dus, era ultimul, era deadline. Adică până atunci puteai să bagi, să te înscrii în, în competiție. De fapt, asta trebuia să vă spun mai întâi. Am vrut să particip la portretistul anului, la Sky TV. Cu toate că înscrierea a început din octombrie, am foarte multe alte lucruri pe lista de priorități. N-am mai ajuns să mă pregătesc. Iar eu speram ca așa, cam într-o săptămână, nici o săptămână, să fiu ok. Să... Dar nu, nu te lasă uleiurile. Ele nu se uscă prin evaporare, așa cum v-am mai spus, ci prin oxidare. Și, na, trebuie să ștergi după el, trebuie să ștergi să aștezi după ele pentru a putea da alt strat peste. Că lucrezi mai multe straturi, mai multe mâini, știi? Portretul ăla, na, tabloul ăsta, nu va mai semăna deloc cu ceea ce o să fie la sfârșit. Aici lucruri în umbre, în schițe, înțelegeți? De-ați face multe straturi, mai multe straturi. Vei cu o culoare, mai alta peste. Mă rog. Nu vreau să vă pierd în tehnică. Hai să începem. Ce să facem noi acum? Trebuie să deschidem tonul. Deschide așa. Aici este o bucată de păr. Uitați și nasol. Vedeți cum lasă pensurile de păr. Stai groaznic. Am pensurile de calitate, dar chiar și așa. Mai rămâne păr.
Aici sunt cele 6 nuanțe de culori pe care le pregătesc pentru portrete, culoarea pielii. Și aici, normal, toate celelalte culori pentru a face conexiune între ele. Eu amestecul fac combinat. Îl fac direct pe pânză sau pe paletă. Nu merg numai pe paletă sau numai pe pânză, nu. Merg combinat. Folosesc o pensulă stufoasă pentru conexiuni. Așa cum fac acum. Dacă auziți afară, circulă salvările. COVID-ul. Am terminat cu o parte din examene. Peste 2 săptămâni a spus că ne vor anunța că nu o să fie următoarele. Iar folosim fără pensulă stufoasă pentru conexiuni. Conexiuni între culori. Când eram în generală, clasa a 8-a, școala generală, colega mea de bancă, Mihaela Smecicaș le avea bine cu conexiunea între culori, combinatul culorilor. Chiar era super fata. Miha, ar fi bine să te apuci de pictat. Tu chiar ai asta în sânge. Ești nativ.
Ce fain cântă cu Guștucii. Aici în Maple Tree. Arțar, în arțarul ăsta de aici. De far. Dar noi ne-am cam certat, ne cam certăm așa. Îmi pictează mașina. Uai, câți găinați poate să facă. De ce am face conexiune? De afară răzbat buci. Nu sunt englezi, sunt polonezi. Aici unde stau, perimetrul ăsta, plin de polonezi. Bine, avem și ceva român mai încolo. Români, romi, de fapt mixt, amestecați. Sunt și de ăștia de, nu știu, până Oltenia, Moldova, nu știu, așa. Și da. Asta e situația. Am venit toți aici ca să câștigăm o pâine.
Ce năsări că am! Unul, două, boban. Puțină conexiune între culori. Așa că, Mica, apucă-te. Niciodată nu-i târziu.
Thank you.
Cafeluță.
Îmi cer scuze pentru zgomotul de afară, care aici se amplifică. Se face o lucrare pe stradă, mai încolo. Dar așa cum asta aici se amplifică, nu știu, probabil fiindcă ei. Nu știu. De ce? Ar fi trebuit normal să amortizeze zgomotele, că na, tot este termoizolat, izolant. Mai deasupra. Dublu carbonatul, nu știu, mă rog, ce mai contează? Până la urmă, nu? Zis soția mea, buze spre aluși. Da, dar asta e primul strat. Nu vor rămâne așa. Nu vor căpăta culoarea, nu.
Dragilor, la revedere, ne vedem data viitoare, într-un nou stadiu de lucru. O zi bună vă doresc și să auzim numai de bine. Pa, pup! Asta aici.